Aștept ziua când o să intre în țară tren cu mii de biciclete. Sau las să iasă. Că România e țară producătoare. Sper să vină vremea când o să văd asta. Europa pedalează, noi producem biciclete. Dar nu se vină mașini second hand cu miile. Au fost casate în Europa și o să fie bune pentru Europa de Est. Sinistru. Orașele mari deja nu mai încap de atâtea mașini. Poluare la cote maxime. Și noi încă mai importăm. Și mai producem. Treceți, oameni buni, la transportul public, transportul alternativ, ca să vă economisiți banii, ca să vă întăriți sănătatea și ca să poluați mai puțin, că poluarea vă afectează în primul rând pe voi și pe apropiații voștri, după aceea și pe noi, ceilalți. Se pare că vă civilizați cu o mașină două la familie. Dar de fapt vă condamnați să zaceți în trafic, să vă enervați când aveți loc de parcare, să vă consumați în rând la medici pentru a vă trata sănătatea, pentru o să aveți mod sedentar de viață și să aveți plămânii atacați și boli de nervi. Numai scârbă și jele de la mașinile astea. Nu mai spun cât au poluat ele ca să fie făcute, după aceea cât au poluat ca să fie exploatate prima viață în Occident. Și acum voi vă chinuiți să adunați bani ca să vă luați o jucărie de asta, să vă lăudați cu ea? Jenant!
Parcă se învârte în cerc. Câte zeci de vagoane are trenul ăsta. Și oare câte locomotive îl pun în mișcare, că nu i-am văzut începutul și deocamdată nu-i văd nici sfârșitul. Ia ca sfârșitul. O mașină cu farurile aprins. O să rămână fără baterie până la destinație. Puma. Și cu motorul pornit. Cineva stă în mașină, cred că se încălzește. Poate chiar mașini noi. Dacă-s de aceeași marcă. Oricum, același comentariu și pentru mașini noi.